Vreau să-l invit în scenă pe Gheorghe Pârlea. O să jucăm un fragment dintr-o scenetă pe care n-am mai jucat-o de vreo 20 de ani, cred. Dar astăzi, venind spre dumneavoastră, nu știu de ce ne-am amintit-o. Și vrem să vă oferim acum, mai ales că am jucat-o prin anii 80, prin foarte multe școli din Moldova. Și eram fericiți pentru faptul că elevii, spectatorii știau de ce râd. Asta era încă pe atunci când nu se treziseră patrioții noștri profesioniști. Auzi? Hă? Deci că lucrezi aici la uzina asta? Da, sigur că... Și chiar crezi că m-aș putea aranja și eu? Desigur că da. Vino mâine la secția de cadre și aranjează-te. Secția de cadre? Da. Dar secția asta de cadre, ei lângă Adel Cadă vor mai încolo. E taman acolo. Prea acolo pe loc. Acolo pe loc. Că nici nu, așa mai udobnă și... Nu, raz, așa e mai îndemână. Da, raz, dva și eu și toate pe loc. Auzi, dar este la care i-am dat banii și tot după rachiu. Tu-l știi? Eu credeam că tu știi. Ies chip să bem. Da. La Paștele Cailor. Hai Dumnezeu, cu Dumnezeu. Și zici că chiar m-ar prinde și pe mine? Da, sigur că dragă. Vină mâine la secție de cadre și aranjează-te. Am eu așa o pădăzrenie că n-a să mă prinesc. De ce? Am eu un ganș. Ce ai? Un clenș. Un clenș? Un nedostatăc. Nu cumva ai stat la răcoare? Nu, n-a bărut, am stat prea la cald. La noi o căldură în cătel neșe, nevăzmoșnă. Atunci, poate ți-ai lăsat femeia? Nu, no, femeia m-a lepădat ei pe mine, aici e oscurat. Ai, clar. Ai darul... Ai, nu-i chiar dar... Ai în vedere cu chelită? Da. Nu-i chiar, dar așa e o chișcătură de talent, așa. Dar bii totuși, nu? Cum biau, dar nu totdeauna. Dacă este biau, dacă nu, nu. Atunci dacă așa muie, dacă aici stau adus și am să biau, dacă nu, nu. Bine, și atunci ce ai, dar dacă nu? Ți-am spus că am un ganș. Care? Un clenș. Și mă vedeam că n-a să mă prânească la lucru. Hai să spune-l și mie care. Dar rămâne între noi? Ei, sigur, mormânt. Dar mi-e îngrijă că n-a să mă prinească, pentru că am eu un neajuns capital. Ce ai? Neajuns capital? Capital de tot. Ivan. Ei și? Ei, neudobnă și. De ce? Dacă se află. Și? Păcăresc și. Nu înțeleg. Dar caut în tot felul, știi? Nu port bondițe, nu joc pereniță. A, te maschez. Cum dracu mă știu X moldovane că nu-mi dă în cap. Eu mi-am schimbat și numele de familie de câteva ori. Nu mă strâmbă și cap. Da, am fost, dar cum ai fost? Am fost cum vrei. Am fost și Borușevski. Și Borușovici. Și Borușenko. Și tot un drac. Adică tot un bou. Ți-ți vine râd, eu toată viața suferă pe chestia asta. Și cum dracu m-a aflat că sunt moldovane, că nu-mi dau seama. Și dacă ai, eu ca eu, dar e și mai rău. Care, ce mai rău? Și tata, tot e moldovan. Ale, și eu. Bolși tău, ștâcă tot. La noi asta e vrăjdeon, noi. Auzi? Dacă e așa, atunci ascultă sfatul meu. Da. Du-te și te dă de bună voie. Na, mai rău fac și... Azi zic că, dar de ce ai trecut până mă? Na, și mă vă sfătesc, chic pădăzărenii, nu?
Dar dacă așa am ținut, așa să țin până la spune, sam ne znal, șurile Moldova, nu ne znali vse, ne pociustuval, nikto ne сказал, ne abivil, ne znali. Și noi îmi dau vede și gata. Ти жош. Да. Хайди капа. Слеж. Шаму матя. Слеж. Чи? Дака и са фио синчер. Да. Треба и са реконоск. Ши ехо с Молдован. Ей, така спун. Дежей текут панаму? Ни да би! Вец, аша ши ел. Și mă tem? Da, mă tem de mă iau drașii. Și de făcut? Păi tu, eu zic, hai să ne împrăștiem la seacă sluci. Stai, poate vine nebunul cealaltă cu rachiuă. Doar și nebun să fie. Nu, eu zic, hai să ne împrăștiem, pentru că este chiar el să ne vădăiască. Hai. Pentru că îmi pare, am eu așa o patăzrină și el e moldovan. Ei, nu mai hai să urșchim câte lucruri cu cinste. Tu e încolo, eu încoace. Eu în dreapta, tu în stânga. Eu obținut, știu? Nici obținut, nici nu vreau să știu. Nici nu trebuie. Și pășol cior. Du-te, dracu. Nu știu vse. Am plecat. Bună ziua, frate. Zic, bună ziua, frate. 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 Eu știam că românul e frate de sânge, rusul de când el e frate mai mare și mai am un frate în Israel la stroică. Dar nu știam că mai am un frate și aici tătăman ești tu. Dar de unde frate, nu cumva ești tu din Cotijeni? Nu, eu sunt din Zimbabwe. Zimbabwe? Din Zimbabwe. Asta e în Africa. Da. Chiar a ajuns tata și acolo, maladeț, Vania Urschi. Dar tu așa ești tu, de felul tău, sau ai fugit în Bobșoi și ai cicat cu mutră în tășiune? Nu, la noi, la Zimbabwe, toți este negru. Așa e astăzi? Da. Avem și noi leacă mai smoliți la Soroca, dar nu chiar așa. Și zici, chiar frate, da? Dar de unde și până unde? Cum? Și nu numai tu și eu, frate. Dar măcar spune cum te cheamă, băi, frate, să știu. Mie îmi spune Ali, Abibuh, Iahtalar, Rabingor. Ali, Abibuh, Iahtalar, Rabingor. Rabingor, verișor. Nu verișor, băi, ci frate. Chiar frate? Da, și nu numai tu și eu, frate, dar și poporul al tău, poporul moldav, este frate cu poporul al meu, popor din Zimbabwe. Poate măcar frate de cruce, cum de chiar frate așa e? Da, frate de cruce. Dar cam cum ne-am frățat, nu îi lămuresc? Nu cumva și la voi au venit comuniștii la putere? Oh, nu, ne-a ferit Allah. Ia ca pe noi nu ne-a ferit Allah. Chiar frate, deci... Da, păi îi spun. Da. Popor al tău și popor al meu ocupă primul loc în lumea după nivel de trai. Cine, noi și voi? Da. El e mahmur. Nu, tu nu înțelegi, măi. Asta-i venit de la hram, din Ghinăuță, ăsta nu-i tot. Primul loc în lume, noi și voi? Primul loc de la coadă, măi. A, da, de la coadă cred și eu. Așa, da. Așa. Noi împărțim poporul din Zimbabwe și din Moldavie, locurile 223 și 224. Dar 225? Nici nu e așa loc. După noi nu-i nimeni de mântui. Da. Cu noi se mântui. Așa cred. Așa într-adevăr trăiască și să se înfrățească poporile din Zimbabwe și din Moldavie. Trăiască. Fratele meu și-l iubit. Fundul și-a unului și ești tu. Păi, dar de unde ai auzit acolo, în Africa, este așa țară pe pământ, Republica Moldova? Măi, din internet. Din și? Din internet. Internet? Da. Oameni buni, au ajuns Moldova în internet? Da. Cum dracu, dacă e încă nu a ieșit din internat? De unde nu a ieșit? Dar nici nu a ieșit din nicăieri, e așa de...
fără schimbări, e încă nu a ieșit. Ce, la voi aici, în Moldova, nu a fost nicio schimbare? Ei cum, nicio schimbare? Tot am schimbat și noi cu ceva. Am schimbat denumirile străzilor, am scos niște monumente și mă tind să le punem înapoi. Am auzit că a schimbat și alfabetul. Și alfabetul, da. Și acum e vorba să-l schimbați înapoi? Bat peste gură, băi, și cu tine. Ali, abibuc, tvoiu... Muhtalar, Muhtar, Rabindron, Tantumbor. Cum adică? Tot am schimbat și noi câte leacă. Unde era școala, acum e liceu. Aha. Unde era tehnicum, acum e colegiu. Da. Unde era conservator, acum e academie de arte. Unde era școală... special, acum la noi parlament. Tot am schimbat alea cu... Da. Nu chiar, sta... A schimbat foarte mult. Da, păi, numai... Dar ia să-mi spui. De. Care este la voi cea mai mare schimbare? În ultimii 10 ani în Moldova, cred că cea mai mare schimbare a fost când am schimbat guvernul Ciubuc 1 pe Ciubuc 2. Ciubuc 1 cu Ciubuc 2? Da. Dar câți de ăștia ciubuci aveți? Unu. Atunci cum ați schimbat cu doi? Aici nu am înțeles nimeni asta. Asta nici în Africa la voi nu poți fi asta, numai în Moldova. Dar acolo la voi în Zimbabwe. Da. Tot așa e sistem de mai multe partide, polipartide. Sigur că da, ca în toată lumea. Și-ați gândit. Da. Și voi aveți multe partide? Nu, noi avem două. Numai două? Două partide. Și asta e țară, că tu știi câte partide sunt în Moldova, ăi? Ali, Abibuc. La noi e partide, ăi, că ajungem pentru toată Africa, centrală și de sud și de nord. Noi putem să împrumutăm partide și pentru Zanzibar, și pentru Mozambic, și Uganda, și Rwanda, și Honduras, și pentru Tanganyika, și Tananyika, și mai aveți voi acolo. Noi avem partide, la noi în Moldova, dacă ieși așa pe amurgite și nu holghi ochii, numai decât calci într-un partid. Ai, multe. De cum? Și toate partidele în Moldova sunt democrate. Stai. Dacă toate partidele sunt democrate, atunci de ce nu se uniesc? Cum nu se unesc? Se unesc, dar după alegeri. După alegeri? După alegeri, sigur. Se unesc, dar mă la... Băgarea deștelui. Unire la țintirim. Unde? La țintirim. La țintirim? Aceea e țintirim. Deși nu știi? Nu. Țintirim. Adică... Stai, ce înseamnă? Și vorbim de țintirim acolo în nu. Zimbabwe. Poate avem, nu știu ce înseamnă. Voi și nu nierliți? Nierliți? Nu le pădați cu canioașele. Nu, noi nu îmbrăcăm conioace, nu avem gheață. Țintirim, adică caput. Ales. Nu înțeleg. Adică, uite, nu-i. Cum nu-i? Gospodăria sătească, uite, agricultura. Da. Nu-i, o fost și nu-i. Dacă voi acolo, în Zimbabwe, e chiar să-mi spui, aveți ferme? Sigur că da. Yeah. Noi avem ferme de crescut crocodili. Îi creștem după aceea, îi mâncăm. Crocodilii? Da. Te-n dracu. De la noi, în Moldova, din contra, noi fermele le-au mâncat crocodilii. Da? Da. Noi mai avem ferme de crescut șerpi. Șerchi? Da. La fermă? Da. Și nu fug? De ce să fugă dacă îi hrănim? Mai întâi îi hrănim noi pe dinșii. Pe urmă ne hrănesc ei pe noi. Șerchi? Da. Și vă dau țâțări și dracu. Dom'le, îi tăiem și îi mâncăm. Ferească Dumnezeu. La noi este populație mare. Se cere mâncare multă. Dar cât sunteți acolo în Zimbabwe? Noi în Zimbabwe suntem 11 milioane. Wow! Da voi? 11 milioane? Noi nici în jumătate. Chiar 11 milioane. Și cine cu toate milioanele astea, cine comandă, cine tare și mare acolo? Ah, la noi comandă albii. Dar la voi? La noi roșii.
Pompieile roșii? Nu cheile roșii, ideile roșii. Bă! 11 milioane chiar? Băi, suntem 11 milioane fără moldoveni. Și aveți și moldoveni acolo? Da, mulți. O ajuns până Africa? Sigur că da. Păi e nație probivnaia, bă. Rească Dumnezeu. Da. Chiar până acolo? Da, 11. Dar de unde s-o luate? Și sunt refugiați? Nu, sunt fugiți. Fugiți de ce? Fugiți de foame, de sărăcie, de cutremur, fugiți de Snegur, de Lucinski, fugiți, băi, fugiți, mulți. Dar și de Voronin nu fug? De n-au ajuns încă la noi. Aici au zis să nu mai fug nimeni, ci pădăhați des. Știu eu. Perească Dumnezeu. Cum, la tăt sărășia de pe capul vostru și încă și moldovenii pe voi? Păi n-au venit așa din capul lor, așa, în traiure. Da cum? Ei au venit cu tot al lor. Moldovenii? Da. Cu tot al lor? Da. Eu n-au zis. Au venit cu armele lor, au venit cu rechetul lor, cu tot al lor, da. Nu au venit cu mâna într-un loc. Nu. Au venit ca gospodarii, așa. Da, numai că la noi acum a început lupta cu gospodarii. Iauzi. Da, prezidentul nostru a început naționalizarea pământurilor. Yeah. Adică ar spune răsculăcirea. Wow. Da, la voi? La noi încă nu, dar cam încolo merge și la noi. Da? Cam cred că până în primăvară am spornim și noi iar răsculăcirea și colectivizarea generală și totală. Cam așa merge, pentru că, ce să-ți spun eu, dacă urmai și moldoveni până atunci în țară, că se duc și tot duc. Da, mulți se duc, dar mulți dispar. Da, păi dacă se duc, cum să nu dispară? Nu, nu, dispar cei care rămân, care nu se duc. Ce cu tine, băi, Ali, Tactalar, Abibuh, Iactalar, Mortalar, Murfatlar? Păi acum și să lămuresc. Uite, merge omul ziua în amiaza mare prin Chișinău, da, și când colo, hop, și noi. Cum spune cântărețe al vostru Nicolae Axacal Sulac, ia ca este, ia ca nu-i. Dar cum e că este, ia ca nu-i? Și unde e omul dacă nu? Și îl ia apa? Și... Nu, îl ia groapa. De pe groapa, să ne iei puteți odată și odată. Păi nu groapa aceea, băi. Care... Groapa de canalizație. Băi, ăsta din Zimbabwe, tu mai zimbăbit. Cum mă, și are canalizația aici? Și cu tine? Acum își explic. Uite, merge omul ziua în amiaza mare prin oraș, de, și când ajunge în dreptul groapei de canalizație, dacă apacele nu-s, sunt furate și predate la metal vechi. Și omul vrea să pășească și... Buc! Acum te-am înțeles. Viez? Și numai atâta s-aude. Buh! Și dacă ajungi în groapa așa de canalizație, nici nu mai iese moldovanul înapoi. Da? Dar mi-e el pe sub pământ, așa se duce pe niște trubi, pe niște țăgi, și ies moldovenii cu în Antalya, în Italia, în Portugalia. Vezi? Fără vamă. Fără vamă, tu va mamă. Fără pașaport. Fără pașaport. Fără viză. Fără viză, zău, chiar că... Și ajungând în țara respectivă, se face mort în păpușoi până și revine. Ia stai, ulea, că băi, Ali, Abibuh, Tartalar, Muhtar. Cum adică? De unde știi tu, din fundul Africii, ce înseamnă popșoi? Că ai zis mort în popșoi. Păi la noi popșoiul este cultura de bază, băi. Unde? În Zimbabwe. Îi mai spune cucuruz. În Africa? Da. Și încă și cucuruz? Cucuruz. Păi nu cum aveți și ruși acolo? Ei, noi aveam numai unul. Iar acum a venit armata a 15-a rusească să-i apere drepturile și interesele. Și acum limba rusă a devenit la noi a doua limba de stat. Aia că aici iară suntem frați. Vezi? Chiar că... Vă-le, dați că-i gine și la voi. Și cum, chiar ce știți popșoi în Africa? Da, popușoi, sigur că... Dacă știți de popșoi, voi știți și de mămăligă. Sigur că da, mămăliga la noi este mâncarea națională. Hai, du-te în dragă. Chiar mâncați mălic? Și cum, tot așa cum mâncam și noi pe vremuri cu jumerii, cu brânză de oaie? Nu, noi mâncăm cu mușchi de crocodil. Și cu rânză de șerpe boa. Cărească. Dar voi acum cu ce-o mâncați? Măligă cu șerpe, încă n-am auzit. Noi înainte, cum îți spun, mâncam cu jumerii și cu brânză de oaie. Dar amul de la o vreme mâncăm măligă cu chelea.
Dai, nu înțeleg. Cum adică cu cheile? Adică mă legă de sculț. Mă legă fără nică. Și dacă am merge așa cum s-a pornit, apoi de-amă, cum să spun noi, șarchinat nu prea avem, noi am să mâncăm, cred că moldovenii să mănânce, mă legă cu râmi. Cu râmi? Cu râmi. Și numai la sărbători, cu limbriș. O fi fiind mare delicates. Cam așa merge, după cum eu să. Da, exportul nostru principal este popușoiul și vaca-vaca. În Zimbabwe? Da. Vaca-vaca, adică asta ar fi carne de zid, oricum. Nu, vaca-vaca. Vaca-vaca înseamnă un stimulent pentru bărbați. Vaca-vaca. Medicament? Da. Da? Vaca-vaca. Și ajută? Sigur că da. Uite, bei două capsule. Capsule. Da. Bei două capsule. Capsule. Așa spun și eu, nu? Bei două capsule de vaca-vaca, da, și te faci buhai național. Ia că ce se cheamă vaca-vaca? Îmbru după buhai. Dar nu, bre, vaca-vaca în limba ndebele care se vorbește la noi la Zimbabwe înseamnă deșteptarea. Deci, iar ieșa, deșteptarea, că n-am înțeles. Măi, deșteptare, adică sculatul, băi. Da. Și chiar ajută? Sigur că da. Ia uzi. Uite, taică meu a băut două capsule de vaca-vaca și uite ce băiat viguros a făcut. A, ești învălit, să-l spun. Ia stai, băi, Alia Bibuhăi. Dar de ce mânlit salbi, băi? A, vezi tu, eu nu sunt negru-negru. Dar cum ești? Eu sunt mulatru. Adică tarcat, oricum. Taică mea este din Zimbabwe, iar maică mea este din Moldova. E, du-te în drag. Da, dacă spun. Ești corștură. Familia ei de domnișoara este Sturza. A, ești de neamuri mari, domnule. Păi vezi? La noi așa și se vorbește la Zimbabwe. Uite, vine moldoveanca de la Sculeanca. Du-te în dracu. Dar tu nu ești Ali Abibuh, tu ești Iliușa Abibuș. Iliușa, hai să bem un pahar de chelea măsie. Hai! Dacă e frate, e frate. Din lumea business-ului, un businessman în America, în Washington, vine la bursă, dă binețe tuturor care mai erau pe acolo, veniți cu afaceri, cu operații, cu businessmani mai tineri în ziua aceea sau nimerit a fi toți. El îi vede și își dă seama, ce, bă, eu am 3 fete de măritat. Nevasta tot îmi scoate ochii, mai fă cunoștință, mai adă niște miri eventual, mai scoate-le în lume. Ia uite cât tineret de businessmani sunt aici acum, hai că fac eu o mișcare. Și zice, domnii mei, eu sunt un businessman în zenit așa de carieră. Voi sunteți tineri, sunteți la începuturi. După ce mai avem 2-3 ore așa de operații pe aici, prin bursă, eu dau un ospăț. Fac o cinste. Și vă invit pe toți. Da? Pe la amiază, intri toți în sala de mese. Un banchet așa de zile mari. Și businessmanul zice, uite, dragii mei, tineri colegi, am 3 fiice. Cea mai mică are 18 ani și când se mărite, îi dau 18 milioane de dolari. Asta e darul meu la nunta ei. Fata mijlocii are 22 de ani, am să-i dau 22 de milioane de dolari la nuntă și cea mare are 25. Îi pun 25 de milioane de dolari. Cadoul meu de nuntă, ca un tată. Un businessman tânăr face, auzi, mă, tale, da, n-ai așa o fată de vreo 60-70 de ani, n-ai? Aștia-s businessmanii de dincolo de ocean, imperialiștii, putrezi. Dar avem și bogătașii noștri. Avem bogătași moldoveni, nu? O poantă și din acest domeniu, trage moșneagul să moară.
Și zice, chemați notarul să-i dictez testamentul, că ia muș mă duc. Aleargă rudele, aduc notarul acela, stă gata, creionul, da? Și scrie cu limbă de moarte, las testament. Fete, azi mai nic, $10,000. Nu chiar milioane ca de neoare, 10,000. Băietul cu mântuie școală, $15,000. Și fata și-i mare cămăritat și are copchilă, $20,000. Ălea, 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 unătară, ce și altceva, ce că stai să mă mai gândesc. La ce te gândești, moșule? Ai 3 copii, le-ai făcut la toți parte normal, frumos, creștinești. Și nu, stai să mă mai gândesc. Ălea, 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 ce stai să te gândești, moșule? Și acum mă gândesc, tu ne-am ziua atâtea parale, nu mă ajunge. Ăștia-s businessmanii noștri naționali. Stă la hotarul dintre lumea asta și lumea aceea Sfântul Petru. Care e ca un fel de dispecer acolo, știi? Mare lumea vine acolo și îl spune, tu, uite, vezi, îți dă uși. Pentru bărbați, erau 2 uși acolo. Pe o ușă scria, pentru cel care a stat toată viața sub călcăiul muierii. E? Pe a doua ușă era scris, pentru cel care a fost el stăpân în casă. El a cântat cu curigul. La ușa cu sub pantof, așa, mare rând. La ușa cealaltă, unde a fost el stăpân în casă, niciunul. Sfântul Petre, cunoscând treaba, acolo, hai, hai. Și tot îi urânduia acolo, la ușa cu celor care au stat sub călcâi. Când se uită, dă un așa metel, așa, un țânțăraș de om, la ușa azi care el a fost în casă stăpân. Și îmi spune, că ia vine cu așa. Tu știi carte? Zic, da. Tu ai știi, scrie pe ușile cele? Zic, da. Și scrie, zic, că pe ușa și ea scrie, și al care a fost sub toc cu nevestii. Zic, da? Dar dincolo și scrie, care a fost el în casă, cu coșul, el a cântat cu curigul, el a fost stăpân. Și tu la ușa și ea trebuie să stai? Zic, da. Și ești sigur? Zic, da. Dar de ce anume la ușa și ea? Zic, așa mi-a zis femeia. Se întâlnesc două vecine, zic, draga mea, nici nu știu cum să-ți spun. Se întâmplă ceva absolut neînțeles pentru mine. Vine în toată ziua un tip, sună la ușă, eu deschid, el mă întreabă, soțul Matalie acasă? Eu îi spun, nu-i. Și el mă ia în brațe, mă duce în dormitor și facem dragoste. Pleacă, vine a doua zi, tot așa pe la amiază, sună la ușă, omul Matalie acasă, zic, nu-i. Iar mă ia în brațe, iar mă duce în dormitor, sex și tot așa. De 2 săptămâni. Mă întreabă, este bărbatul? Nu-i, mă duci în dormitor, facem dragul. Chiar m-a apucat un interes. Oare și vrea el de la bărbatul meu? Să întâlnesc 2 prieteni. Băi, eu ți-s vecin, știi? S-a auzit sfadă la tine în casa seară. Spune drept, cum s-a terminat sfada? Te auzi, tu răcnei, nevastă răcnei. Cu ce s-a terminat toată afacerea? Când spun drept, da. Băi, în genunchi s-a tărit până la mine. În genunchi. Și eu s-a zis, ești de sub pat, fricosul dracului. Alți 2, ce băi, uite, n-aude nimeni, suntem noi aici așa. Și eu zis nevastă-ta, când te-o prins aseară cu vecina. S-a aflat imediat, știi tot cartierul, te-o prins cu vecina în brață. Și-o zis, zic, băi, n-o zis un cuvânt, ei. Nici o vorbă n-o spus, ei. O tăcut ca mută, cuvânt din gură ei nu-i zis, ei. Nici n-o zis, dar ei se doi din totul trebuie schimbat. Că... Stă un tip la tarabă, știți, acum tot Chișinău e plin cu tarabe, toți vând.
Și stă un tip și vinde banane. Se apropie una, zice, cât face banana asta? Zic, un leu, domnișoară. Da, vine alta, cât costă banana asta? Un leu, domnișoară. Vine a treia, cât costă banana? Un leu, domnișoară. Se apropie a patra, cât costă banana asta? Un leu, doamnă. Și dar de ce le-ai spus la toate? Domnișoare, dar mie îmi zici doamnă, ce mă rog? Și mă uit eu cum ții mă ta banana asta. Un tânăr căsătorit, proaspăt căsătorit, urmează să plece în deplasare. Foarte îngrijorat, îi spune unui prieten, zice, băi, sunt surat de două luni de zile, mă trimite pe două săptămâni de la întreprindere în deplasare să o lăs eu din capul ei, tare nici în grijă. E frumoasă că bara. Și eu nu văd cum merg cu ea așa prin oraș și toți bărbații îi șez gâtul de urmă. Cum să o lasă pe două săptămâni, măi, când o dat și e de fruct? Tare nici în grijă. Cum aș face, măcar să știu? Celălalt îi spune, că te învăț eu. Foarte simplu. Până să plece în deplasare, când nu ia acasă, bagă sub pat o oală cu smântână. Și leagă de plasa patului o lingură, dar să n-ajungă chiar până în smântână, știi, cu atâta. Și culcă-te tu în pat, tu unul, să se apropie lingura, dar să nu intri în smântână. Dacă o să se culci doi, ai să găsești. Lingura o să fie muiată, gata. Și băi, știi că e bun sfatul. Așa o și-a făcut, se întoarce din deplasare peste două săptămâni, ies a doua zi în oraș, își întâlnește prietenii, cum ai făcut? Și ți-am urmat sfatul, așa cum ai zis tu. Și spune drept, n-ai ce ascunde de mine. Era lingura muiată în smântână, zice, pe dracu, era oala plină cu unt. Vine un bărbat entuziasmat la doctorul sexolog. Domnul doctor, mă ții minte? Ce nu, nu te supăra, eu am mulți pacienți. Am fost acum o lună la dumneavoastră, nu mă țineți minte. Ce, a, da, parcă mi-amintesc. Mi-ați dat un întăritor pentru bărbați. Țineți minte, mi-ați dat așa niște pastile al drac. E foc, e prăpăd. E ceva de necrezut. Toată viața am să le cumpăr și am să le consum. E ferească Dumnezeu. Doctorul zice, mă bucur. Și nevasta bucuroasă și ea ce? E, nu știu, eu încă n-am ajuns acasă. Unui preot, cineva i-a furat bicicleta. Mari jeli în sat. Merge preotul la șeful de post. Și bă, băiatul, mi-a furat bicicleta, băi. Eu în jurul satului nostru am încă vreo 7-8 sătișoare mai mici, așa, niște cătunași, unde tot e noriașii noștri, țin hramul satului nostru, se noriașii mei. Eu cu bicicleta, pac un mort aici, pac un prasnic dincolo, un botez, mă descurcam și eu. Acum, fără transport, eu sunt la pământ, sunt nenorocit, sunt mântuit. Ia dă tu cumva așa știri prin polițiștii tăi, tot o fi zărit careva, băi, că nu-a furat un măr să-l bagi în sân. E o bicicletă, e cogemete, tot o zărit careva, nu? Ci da, părinte, eu o să strecor informația asta, dar îți dau și matale un sfat. Mâine după slujbă, spune la sfârșit cele 10 porunci. Și când ai să zici porunca nu fura, uită-te atent la toți credincioșii. Ai să-l zărești. Hoțul ori o să plece ochii, ori o să transpire, o să roșească, ai să-l sâmți. Și da, fiule, și ne vedem mâine după amiază. Da, bine. Se văd a doua zi după amiază. Polițistul și părinte, cum? Așa cum ai zis tu, fiule, după ce am făcut slujba, conform canonului, așa, la sfârșit am prins să spun cele 10 porunci. Și am zis, nu ucide, nu-ți jigni părinții, nu huli numele Domnului, nu prea curvi. Și când am zis, nu prea curvi, fiule, mi-am adus aminte, unde a rămas bicicleta? Imaginar, ne întoarcem pe malul mării. Ce vă spun acum este din serialul Umor englezesc, deci un pic așa mai subțirel, vă rog să fiți atenți. După 3 săptămâni de sejur la mare,
Doamna își face valiza și vine la gară, peste jumătate de oră, trebuia să vină trenul cu care să se întoarcă acasă, în orașul ei de Baștină, pune valiza jos, se așează pe bancă, cam așa, și mângâie picioarele, piciorușile mele, piciorușe, uite, în sfârșit, v-ați întâlnit. Se întoarce nevasta de la mare cu două valize, dar a plecat cu una. Desface valiza a doua, prinde a scoate cadouri pentru soțul, pentru soacra, pentru cumnata, pentru cumătra, pentru vecin. Bărbatul, de unde ai luat atâtea cadouri, fă? Eu ți-am dat 100 de lei, numai 100. Să ai așa de o înghețată, să nu-ți dau bani în plus, te gândești la prostii. Tu cu 100 de lei și ai adus o valiză plină cu atâtea bibelouri, așa? Ce da? Și de unde ai luat tu toate lucrurile astea? Și chiar am să-ți spun drept. Am făcut sex pe bani. Tu te fă, dracule, și bărbații plăteau? Da. Fă-ți idee, plăteau. Tu e nebună, eu mai mult de un leu nu ți-aș fi dat. Dar eu mai mult nici nu șerim. Sosește doamna la mare, este cazată la hotel și însoțită până în cantină. Iată locul dumneavoastră, iată masa dumneavoastră, aici o să o spătat timp de 20 de zile, cât durează sejurul. Da, bine, mersi. La masa aceea și un bărbat au intrat în vorbă, au făcut cunoștință. Bărbatul întreabă, doamnă, pe disară, aveți cumva vreo idee, vreun plan, așa, vreo intenție, ați preconizat ceva, unde mergeți, cum vă petreceți seara? Ce nu, încă nu m-am gândit la asta, eu abia mă aranjez la hotel, eu abia am sosit, vă invit eu. Cu tot respectul, dragă doamnă, de seară, să mergem la un spectacol aici pe litoral. Da, de ce nu? Au mers. După care bărbatul, ca un cavaler, a însoțit-o până la hotel, la miezul nopții, până la ușa doamnei. Bună seara, doamnă, noapte bună, mă bucur de cunoștință, sărută mâna. A doua seară o invită la un concert mai sus, pe faleză, o aduce iar la miezul nopții până la ușa, o dă-i încântat de cunoștință, doamnei, sărută mâna, dar mai sus. A treia seară o duce la o discotecă, o aduce iar până la ușă. Se cață cu pupatul până la cot. Noapte bună, doamnă, visuri plăcute. Femeia se rasă-mi de ușă și cauzi, vei, fraierul, tu și crezi că am venit aici 7 luni de zile, vei? Vine un individ în deplasare într-o localitate și din întâmplare întâlnește pe stradă fostul său coleg de liceu, nu s-a văzut vreo 10-12 ani. Bă, Nicușor, băiată, ce mai fă? Uite, m-am căsătorit, sunt stabilit cu traga aici. Extraordinar, nici nu mai știam de tine. Hai, uite, locuiesc nu departe, hai până la mine o speție. Au mers casă la sol, curte, frumos gospodar, aranjat, nevasta, drăguță, servit masa. Din vorbă în vorbă, ce da copii n-aveți? Uite, asta e durerea casei noastre, n-avem copii, suntem căsătoriți de 10 ani. Nu ne dă Dumnezeu măcar un copil. Uite, asta e jelea noastră cea mare. Și am fost și prin doctor și prin babe. Am încercat tot ce vrei. Uite, nu și gata. Și băi, dar ea mai încearcă. Încă ceva, du-te la biserică și aprinde o lumânare. Poate Dumnezeu se întoarce cu fața către voi și vă dăruiește un copil, nu știu. Se întoarce acasă, din deplasare, individul, peste încă vreo 10 ani, pac, și iar deplasarea, tot acolo. Merge la adresă, după cum știa deja, între vede o gradă plină cu copii. Unul mai mitel decât altul, alergau, așa, puzderii de copii. Și mă mic tăi acasă, nu, mama la maternitate s-a dus să ne mai fac un frățuor. Dar taică tu acasă, nu, dar unde? Tata s-a dus la biserică, a zis să stângă o lumânare, nu și dracu acolo. Vine bărbat acasă, ușor aghezmuit. Nevasta, ce, unde ai fost? Te-ai chilit, zice, că e o bere cu băieți acolo, hai, pune masa.
Șterne masa, îi toarnă un cinzac. O servit, o ciugulit de masă, așa. Nevasta, și gata? Și cum gata? Stai, mai dai, ce zic? Și gata, să ajungi. Și ai venit și așa, ușurel, ți-am mai dat eu, gata, destul, mergem, hai, hai! Hai, în dormitor, hai! Și stai, mai dai, 50 grame, sunt fiu eu așa. Ia, hai, hai, na, na! Îi mai toarnă 50. O mi-a luat de masă ce-o mai ciugulit și gata, mergem, hai! Stai încolo, nu te grăbi, ia să vezi cum o să fie de bine, dar mai dă-o alea. Nu, gata, nu se mai dau cât știu eu. Acuși caz în pat și gata, și nani și nu, gata, nu se mai dau. Și atunci tu desfă șternutul că eu vin. Trece nevasta în dormitor, face patul, dar el știe unii sticla și o ieși, fac... Încă un pahar așa, hultuit. Îl dă peste cap, trece dincolo în dormitor, scoate haina de pe dânsul, cade în pat, se năruie și face... Eu asta și cu, ei, omule... Nu-mi place, du-te aici! Du-te aici, numai la nebunii te gândești! Mergi! Am largat tată ziua, ca un cal, nu știu cum, nu știu ce, nu te văd în ochi. Sărită din balamale, nevasta iese la balcon, cum era seara târziu, miezul nopții, iese la balcon și strigă, se audă tot blocul, 8 etaje, zic, este măcar un bărbat în casa asta. La etajul 3 scoate unul capul pe ferestruică, zic, este, dar și ai ceva de chilet? Se căsătoresc doi. E din același serial. Poanta e tot pe aici, pe undeva pe aproape, să vedeți imediat. S-a jucat nunta. S-au împrăștiat toți musafirii, nuntașii pe la casele lor, au rămas tinerii, au mers în atac. Și tânărul soț, că nu mai era mire, era tânăr soț deja, adorme cu fața la perete. Tânăra nevastă ce își spune? Ei bine, azi, într-o zi, și înregistrarea, și cununia, și nunta, sigur că e obosit, să las că mâine seară. A doua seară vine tânărul soț acasă, mănâncă ce mănâncă, bea 3 pahare cu vin, față la părinte, nani. A patra, a cincea seară, tot așa, este o săptămână, două, tânăra nevastă, cu toată rușinea, merge la soacră sa. Mamă, soacră, eu nu știu ce cu dânsul. Uite-ți, două săptămâni de când suntem căsătoriți, legitim. Și el, fața la perete și în ani. Soacra îi spune, lasă fatul că mâine îl trimitem la tațul la stână. Că tațul era șoban. Și o să stea la stână toată ziua. O să vadă, dar acum tocmai berbecii sunt activi, știi? Și el o să vadă și... Nu? Bine, mamă, soacră, cum spui, matale? Îl trimit a doua zi pe tânăr la tațul la stână, stă până în seară, seara vine acasă, mănâncă, bea 3 pahare cu vin, fața la perete, nani. E bă, ăsta-i dă cu cotul, ce, băi, ai fost la tatăl la stâna, ce, dar pe cum, toată ziua am stat acolo, dă și... Și ai văzut cum face berbecul, ce, am văzut? Și cum face aici, dar cum face? Ca berbecul, băaaa! Vine copilul, fuga în casă, zice, mămică, la noi în fundul grădinii, am văzut un om și o femeie cu chelea, și așa se zbat, și să spună gheata femeie, că și niște sălbatici. Și că dumneai poate e sălbatică, dar tăticul e nostru. Un amic de-al meu din tinerese îl făcuse domnul Valdetei și ca să-i încrânce nepedeapsa ni l-a aruncat între femei.
Hei! Și amicul meu avea o cântare preferată, de harbuz și de femei, nu te saturi niciodată. De harbuz și de femei, nu te saturi niciodată. S-a căpătuit și cu o nevastă, însă a rămas încredințat că bărbatul trebuie să scurte, chiar dacă-i o leacă însurat. Hei! Și-o ținea tot alelei de cântare-i preferată, de harbuz și de femei, nu te saturi niciodată. De harbuz și de femei, nu te saturi niciodată. Răbioara lui cu pânze în mai multe porturi ancora. Nu tăgăduiesc, știa păcatul, însă și papara multora. Hai! Ce-o ținea tot alelei de cântare-i preferată, de harbuz și de femei, nu te saturi niciodată. De harbuz și de femei, nu te saturi niciodată. Însă anii au zburat în scoluri, înspre orizontul de apus. Astăzi, dacă-i pui vreo întrebare, zice, nu mai am nimic de spus. Hei, hei! Ba chiar și-a întors pe dos și cântarea-i preferată, de harbuz și de zămos. Nu te saturi niciodată, de harbuz și de zămos. Nu te saturi niciodată. Ce să-i faci, ce mai schimbă meniul cu anii? Unii se tot frăsuie, la pomeni se înghesuie și se jeluie mereu că vrăjmași o duc de greu. C-au trăit și-au muncit, nic n-au agonisit și se vaicără cât stau, cum că n-au și n-au și n-au, dar eu am și mă mândresc că mă tot înavuțesc și că ceea ce am eu se adaugă mereu. Poate nu vă e pe plac, dar dacă am, ce să vă fac? Am o casă de copchii și păduchi și datorii. Ce e frumos și tot omul are câte o vrere. Sunt și eu de felul meu cam pofticios, ochii văd și inimioara cere. Hai, hai, și dau în cai ca un hoinar fără habar hălăduiesc. Hai, hai, văd un grătar și de poftă zău mă prăpădesc. Și cât merg pe amursii pe drum îngust, caut și alean și mângâiere. Așa-i viața și cu cât îi dau de gust, ochii văd și inimioara cere. Hai, hai, și dau în cai ca un hoinar fără habar hărăduiesc. Hai, hai, văd un pahar și de sete zău mă prăpădesc. Spre a
asta în părul de veci nu ne grăbim. Chiar dacă pășim spre încheiere, însă până ajungi la celălalt râm, ochii văd și inimioara cere. Hai, hai, ia-la-la-lai, zăresc cum pui, uăt că prui, ce strălucesc, frumoasă foc, o iau strâns de mijloc și de dor pe loc mă prăpădesc. Hai, hai, tu inimă, îndeamnă-mă, îndie-mă să mai iubesc. Hai, hai, mai ține-mă, nu mă lăsa să mă prăpădesc. Iuhu! Pe lumea asta să trăiesc, ani nimenea să nu-mi numere, să trăiesc și ce mi-i dragă să iubesc, să-mi țin capul pe mai multe umere. Tata a fost pe lumea asta să trăiesc, ani nimenea să nu-mi numere, trăiesc și ce mi-i dragă să iubesc, să-mi țin capul pe mai multe umere. Inimioara sprinde oare, se îndrăgostea ușor, era pentru atâta oare, plină doldora de dor. Mai, mai, mai se mă însă. Iarna câte-o escapadă mai făceam, bal cu săniuș pe coama munților, chiar când intram în toamne nu știam
să mă ascund în coiul nuților. Iarna câte o escapadă mai făceam, bal cu săniuși pe coama munților mei. Iar când intram în toamnă nu știam unde să mă ascund în toiul nunților. Inimioara sprinte oară se îndrăgostea ușor. Era pentru a câta oară plină doldura de dor. Nu cumva să mă însor. Că sunt poftit la nuntă, eu zic nu. Nunta îmi aduce chinuri groaznice, fiindcă lumea mă întreabă dacă-mi tu. De aceea merg numai la praznice. Dacă sunt poftit la nuntă, eu zic nu. Nunta îmi aduce chinuri groaznice, lumea mă întreabă dacă-mi tu. De aceea merg numai la praznice. Inimioara, bat-o, vina, parcă-ar fi de rândul mea. După inimă și splina, nu mai este cum era. Nu mă mai pot însura. Vorba mea așa rămâne și le-o spun bărbaților. Nu lăsați de azi pe mâine dorul să vă fie dor. Și toate la vremea. Trenul, un compartiment și patru persoane, mergând împreună, mai se lesc o cafea, mai stau de vorbă, intră trenul în tunel. Un compartiment, patru persoane, mama, fiica, un soldat și un maior. Deci, ofițerul și ordonanța, vă dați seama? Intră în tunel, se face întuneric. În tuneric se aud două palme. Trosc, trosc! Trenul ies la lumină, toți patru se uită așa. Unul la altul, nimeni nu înțelege nimic. Fiecare se gândește în felul lui. Se gândește fata, fiica. Opa, ia vezi? Mama încă prezintă interes pentru bărbați. Când a mers trenul în tunel, ori soldatul, ori maiorul, o bâșbuită pe mama. La mama bravă, două palme, trosc, trosc în bot, lasă știi altă dată. Mama se gândește, zice, hopa, fiică mea, fată mare. Când s-a întunecat, ori soldatul, ori maiorul, i-a pus mâna pe la țeță. Dar fata a dat riposta, chiar mă bucur de fiica mea. Maiorul se gândește. Și când s-a întunecat, tâmpitul ăsta de soldat a pus mâna ori la fiică sau ori la maică. Dar eu am luat două palme degeaba. Soldatul se gândește, că să mai dea Dumnezeu, să mai ieși încă un tunel, când îmi era de două în bot maiorul ăsta.
Se întâlnesc două prieteni, nu s-au văzut de mult. Soră, ce mai faci? M-am măritat. Ei, și drept ce am auzit eu, dar ce ai auzit? Că bărbatul tău e ofițer de marină. Zic, da, ce extraordinar. Uite, noi aici, în Moldova Mare, nu avem, dar marinari mai avem. Și uite, se mai întâmplă câte unul. Și cum? Extraordinar, mă iubește, ține la mine, câștigă bine, mă îmbracă așa ca pe o păpușă, vezi? Tot ce e pe mine, i-a dus. E în unicat, nu de la second. Talcio. Tot i-a dus, din Noua Zeelandă, din Marea Britanie. Atâta că așa e meseria lui. 11 luni pe an, e dus. Peste mări și oceane. Doar o lună, pe an se află alături de mine. Și cum? Cealaltă? Numai o lună? Ce da? Ce extraordinar! Te compătimesc. Îmi dau seama cât îți vine de greu. Și te vine și greu. O lună trece repede. Sunt și cazuri când se mărită mai greu câte una. Și în momentul de care vorbesc acum, așa era. 27 de ani, 28, 29, vârsta critică, gata, acum și bzzz. Dar s-a găsit unul și a cerut mâna. Și el a acceptat. Și s-au căsătorit, s-au jucat nuntă ca la noi, cu toate obiceiurile de nuntă din Moldova, cu dezbrăcatul miresei, cu descălțatul nunului, cu îmbrăbăditul unirilor. După care s-a băut la botul calului, la coada calului, la și mai are calul acolo. S-au plecat toți mântașii pe la casele lor, chiar și ultimii bețivani s-au trăit măcar dincolo de poartă. Care pănunde au ajuns? Care râmă? Cine a rămas în curte? Sigur a rămas tânăra nevastă, că nu mai era mireasă, era nevastă, despachetată deja. Și cei mai apropiate prieteni, verișoare, înășești, mâși, țăși, au mai strâns ce au strâns de pe mesă, am luat câte un strop de țuică și întreabă o verișoară de tânăra nevastă. Zic, dacă ai mătat chiar n-auzi cum toată nunta te grăie de rău? La început nu, dar când am mai luat câte două, trei pahare cu vin, tăți spune că ești bătrân, ești urâșoasă, că ai musteț. Nu te-a atins dracu până acum, s-a găsit numai tâmpitul ăsta să-ți ceară mâna, chiar n-auzi? Și răspunsul tinerii nevestei, genial, consider eu răspunsul, zice, auzi, Zanfa, de eu tășel și mă măritam. Să nu supărăm femeile, trecem și prin ziua de bărbaților, un picuț, da? Intră un tip în farmacie și spune, vă rog, 100 de prezervative. Și a spus, nu, 100 am zis. Dar, băi, am grăit, eu plătesc. Adună din toate sertarele, îi strâng 100 prezervative, plătește, bărbatul ies în stradă, le varsă pe asfalt și le calcă așa. În picioare. Trece altul, zice, băi, idiotule, tu le-ai plătit și tocmai le zdrobești de asfalt așa și nu te-ai amestecat. Nu-i treaba ta. Asta e metoda mea personală. Eu așa am lăsat fumatul. Vin la doctor, mama și fiica, intră în cabinet, doctorul da, vă rog, se uită la fiică, doctorul zice, dezbracă-te în metaș și culc-te aici. Nu, nu eu, mama are niște necazuri, cu mama am venit. Și da? Și da, auzi, mata, cască gură și spatele mă. Haideți pe o clipă să ne amintim de marele nostru rapsod Nicolae Sulac.
și de una de ultimele mele glume pe seama lui. Am făcut glume 35 de ani pe seama lui și niciodată nu s-a supărat. Era un om care știa să guste și să aprecieze glumă. Și ultima pantă a fost... Asta e ceva de cu greva. Ultima glumă a fost așa. Vin dimineață la maternitate mulți bărbați. Și în salon, cât sala asta așa, unde stau copilașii în 6 rânduri de pătucuri, mămicile nu sunt admise în primele ore, ele sunt în altă parte, numai copilașii. Țăpă, plângă, se pișe, și bărbații la un perete de sticlă, toți tăticii se zic, priciți că este în eu și frumușeală, dar ce e fiică mea? Da? Și uitându-se așa mulți, se zic, păi, e și Nicolae Sâla cu noi. Păi, dar nu el, e el, nu el. Ei bine, întotdeauna zic, artiști, așa se vorbește, el, nu el. Că el e, ce mai ești, trimata? Și Nicolae Sâla, eu. Și mă tac cu noi, ești la bucurie. Și eu. Ea chiar arată-ne, că ne interesează, care e matale. Sâla, ea ca acelea două rânduri de dreapta. Vine o nevastă la doctor și mă supăr, am dureri de cap, am necazuri. Și lasă vină soțul matale și îi spun despre ce este vorba. Vine soțul, dar domnul doctor, ce e acolo? Zic, e o boală nouă. Aproape, adică neidentificată la noi, dar foarte periculoasă. Și deocamdată nu are niciun remediu, niciun tratament. Deocamdată există o singură soluție, să o iubești de 3 ori pe noapte. Altfel, n-are scăpare. Se întoarce soțul acasă, nu-i asta, zic, și-o zis doctor, ce pot zis, că ai să mori. Tăticu, prin oraș, cu ficiorașul de 2 ani și jumătate, merg la plimbare, copilul zice, tata, va înghețată! Tăi, băi, vădurul, tata, eu va înghețată! Băi, și eu vreau! Dar cu banii care ne-a dat măta, ții și nii, banii ăștia ne ajung numai de la chef. Vine bărbatul acasă, sigur, băut, se năruiește în pat, nevastă sa, năcăjită de atâta veții, și cum dracu să-l scoate din cavalcada asta, de chileat, ce să-i fac eu, ce? Zic, acuși îl sperii. Se duce, se deghizează așa, își pune niște cearșafuri în cap, se dă cu negru, vine deasupra bărbatului în dormitor și zice el de pe șor ce ești tu? Deci eu sunt diavolul. A, diavolul? Noroc, băi! Nu mă temei de tine, eu trăiesc de 12 ani cu soarta. Și vine și un ginere acasă la amează, se ia prânzul, soacra, îi încălzește o stratină cu ciorbă, îi pune pe masă, trece la bucătărie, jinerile, eu știu și ne-a pus soacra mea aici, fix anuiți numai eu cu dânsă așa ne mai înțepăm din cuvinte, dracu știe, ia să-i dai un motanul întâi. Și pune într-o farfurioară 3 linguri motanul, zice, dar la vine, nu? Și labele în sus și îți docnește. Ginerul merge la soacră, la către zice, ai vrut să mă otrăjești. Cu o tăranță bătrână și ești tu. Îmi dorești moarte? Apoi uite, altul te-a rușit, de unde îți fac nică? Eu de la etajul 8 la balcon, na, du-te, trăiești. Să aude afară, mă tam în seară, și zic, yes! Și că până la summit, fiecare prezident a mers întâi în audiență la Dumnezeu. Și întreiuntat Putin și a zis, Doamne,
Când ați trăiască țara asta rusească, așa, normal, ca lumea, când, Doamne? Dumnezeu zice că poate peste 50 de ani Putin izbucnește în plâns și că eu n-am să ajung până atunci. Poate măcar copchii coboară jos plângând pe pământ, urcă la Dumnezeu, Leonid Kuchma, zice că da, ucrainii, Doamne, când o să trăiască și o viață normală? Și la voi e și mai greu, voi poate peste 100 de ani. Și ca uliu, măcar ne poți să de acolo ajungi. Coboară și Kuchma plângând, urcă Voronin, a nostru, a vostru, a lor, drag, nu știu. A lor. Și Doamne, da moldovenii când o să trăiască și e normal? Dumnezeu bucnește în plâns, că nici eu n-am să ajung până atunci. E bine, atât timp cât știm să râdem noi de noi și noi pe seama noastră și facem haz de necaz, înseamnă că mai avem o luminiță acolo în capătul tunelului și înseamnă că suntem totuși un popor sănătos care știe să se distreze el pe seama lui, chiar când e rău de tot, mai vede încă parcă așa o respirație. Așa cum foarte multă lume e plecată astăzi hăt peste hotară ca să câștige un ban să-și întrețină familia, am aici o scrisoare, scrisoarea Marinei către Anton, expediată din Israel. Iar textul precum urmează. Grea-i soarta de femei, tare grea naiba s-o iei. Dacă stau și mă gândesc și revăd și cântăresc, tu, Antoane, ești un jlob, cum n-am mai văzut pe glob. Nu o să pot uita în veci, te-am lăsat să mă petreci, de, ca un flăcău pe o fată, dar când am ajuns la poartă, în hândichi m-ai prăvălit și cumplit m-ai siluit. Când am dat să intru în casă, mi-ai zis că mă faci mireasă, dar a doua zi prin sat m-ai râs și m-ai fluierat. Grea-i soarta de femei, tare grea naiba s-o iei. După ce m-ai violat, nu și dracu m-a înervat și din țară am plecat. M-a înșudat și am plecat. Numai eu știu ce coșmar am avut lângă hotar. Până să ajung printre străini, am stat tupilat în spini și așa săptămâna toată, hămesită și însetată, dar cu lipsuri fel de fel am ajuns în Israel. Tu, Antoane, n-ai idee cum e soarta de femeie, tare grea naiba s-o iei. Îmi tot aminteam de casă și cum n-am mai fost mireasă. 4 ani am argățit, 4 ani m-am osândit, ca să-mi fac al meu hatâr, am muncit ca un catâr, însă chiar de m-am spetit, gândul mi l-am împlinit, mulți dolari am adunat, am plătit, m-am operat, sexul mi l-am prea schimbat și am devenit bărbat. Umerii mi s-au lățit, țâțele s-au resorbit, ne-am schimbat și numele și acum știi cum e? Nici mai mult, nici mai puțin, nu Marina, dar Marin. Cum e soarta de femei, habar n-am, drag cu soiei. Acum, dragul meu Anton, am un corp de campion. Sunt vânjos și lat în spate și am mușchi și am de toate. Și când mă întorc acasă, eu din tine fac mireasă. Fata merge în oraș. Mama s-a plecat în deplasare. Taică să-i zice, uite, e ora 6 la 8, 8:30 să-mi fie acasă. Da, tăticu. Fata tinerică, 17 ani. S-a dus. 8, 9, 10, 11. Nu-i fiică. Tatsu, telefonii pe la prieteni cu noi, băi, nu-i, s-a dus, băi, miezul nopții, băi. 2 de noapte, 3, 4, 5, 6. Săracul om ca zmău, ba la bucătărie, ba la balcon, o mâncat 2 pachete de țigări. La 7 vine fiica acasă. Veselă, dispusă. Taică, unde ai umblat atâta noapte, fă?
Eu n-am închis un ochi, te-ai dus pe două ori, ai venit acum în ziua, unde ai fost? Cum se cheamă asta, dragă tati? Spune, tata, cum se cheamă? Încă nu știu, dar de azi înainte, ăsta o să-mi fie hobby. Asta v-am spus de fiică. Mămica merge să cumpere pâine seara. Nu-i bărbat, mă duc să cumpăr o pâine, mai avem o bucățică de franzel acolo, dar mă duc să iau o pâine așa, da. Se duce, nu-i? O oră, două, trei, patru, exact ca în cealaltă poantă. Vine tot înspre zâu, șâncă și boșită și mânioasă. Bărbatul, unde ai fost toată noaptea, vă? De, stai și tu în capul meu acum. M-am dus să cumpăr pâine, am cumpărat, vineam spre casă și aici, în părculețul ăsta de la colț, au tăbărât peste mine patru idioți și m-au violat trei zile și trei nopți. Cum trei zile și trei nopți? Ca seara te-ai dus și acum dimineața ai venit. Da, dar mă duc și de seară și mâine de seară. La doctor intră o pacientă, asistenta sau sora medicală, cum îi spuneam pe vremuri, era dusă în alt cabinet, se așează pacienta, asistenta pornește să vină și ea înapoi și aude cum pacienta răcnește, a scos un țipăt infernal, iese pe coridor și fuge în nebunit. Intră asistenta, domnul doctor, a intrat la dumneavoastră o călugăriță. Da. Ce i-ați spus? Ce i-ați făcut? Că a țipat așa și a ușchit-o de aici așa în mod absolut? Băi, ce să-ți spun? A venit și a spus că sughiță. De patru zile și patru nopți. Și da, și dumneavoastră, și eu i-am spus că e gravidă. Și ea, că ea a urlat și a fugit. Și da, nu poate fi gravidă, e imposibil. Și da, dar sughițul i-a trecut. Merg doi doctori. Că ați văzut afișul nostru, sunt niște doctori acolo, scot dinți, pun măsele. Doi doctori merg pe drum, din vorbă în vorbă, iau la acela, băi, venea în întâmpinarea lor un nenorocit, sușit, îi vai de steaua lui, nici nu vă pot arăta, că la radio tot nu se vede, știți? Un om pierdut, un infirm, mâinile pe după cap, chișoarele pe prăpăd, făcut vălătuc așa. Zic, bă, știi ce are ăsta? Zic, îți spun eu. Are paralizie cerebrală. Și la doctor, zic, nu te amestica, nu știi tu. Eu specialist în domeniu. Ăsta care vine așa, vai de steaua lui, ăsta are poliartrită. Zic, nu băi, paralizie cerebrală, îți spun eu. Zic, stai așa, până vinim așa în drept cu dânsul, hai batem palma, rămășag. O ladă de conec, o navetă. Eu zic că are paralizie, tu zici că are, mă rog, poliartrită. Hai, hai, a bătut palma, ajung în dreptul lui. Și, bună ziua! Așa l-a șușit cum era, zic, ai băiețe, nu-mi spuneți unii toaliat aici, băi! Doi bărbați stau de vorbă, din una în alta, așa, cu nevasta, cum te împaci cu perfect, băi, nevastă mea, să-ți spun eu, e înger, băi, ci că auzi și noroc ai, dar mie încă-i jii. Churchill are o întâlnire, o audiență cu un diplomat francez, un tânăr. Churchill era trecut hăt de 50, ăsta tânăr, stau ei la vorba acolo, pun la cale ce pun. Churchill, cunoscut de toată lumea, că niciodată nu era fără acea țigară de foi. Asta era slăbiciunea lui, țigara de foi de tutun, așa. Hai să meargă și la o sală de mese, acolo la ospăț, cu tânărul diplomat din Franța. Acolo au servit câte un whisky. Churchill zice, domnul, acum suntem așa, într-un mod mai discret, ești căsătorit? Da, franceză spune, da. De câți ani? Cică de 5. Copii? Cică 8. Cică, stai, ce ai gemeni? Cică nu, unul după altul. Câte unul? Cică cum, în 5 ani, 8 copii? Cică, da. Cică, stai, domnul meu, zice Cerce. Tot globul pământesc știe că eu sunt un mare amator a țigărilor de foi și tot din când în când mai scot țigara din gură.
alți doi bărbați se întâlnesc, unul trist, pământiu la față și alții, hai lasă, vei, așa e viața asta, uneori te mai plesnește, nu te mai lăsat chiar îndurerat așa, hai treci peste, uite, hai să bem 100 de grame, ei ce să-i faci, așa e viața asta, să mai dă câte o palmă. Au intrat într-un bar, au luat câte 100 de grame. Și știu, jălea ta, știu, tot orașul râde de tine, fiică ta și-a încurcat cu un negru și-a născut, sigur că a născut un negritos. Știu, da, uite și tu, scuipă, viața merge înainte, ei și tot e copil, tot e suflet, că apropo, ce-a născut fiică, dar e băiat ori fată. Zice, nu știu, băi, cum l-a născut, din maternitate a ieșit așa pe fereastră și din copac, în copac s-a dus dracu, știu, și-a fost fată, băiat. Un taxist este oprit de o doamnă, ăsta stopează, doamna urcă, și am nevoie de raionul cu tare al orașului, da, bine, doamnă, o aduci până acolo și sunteți îndatorați 28 de lei și uite, băiat, am uitat să-ți spun, bani n-am. Și atunci, de ce ați făcut comandă de taxiul fără bani? Ei, ce să-ți spun, bani n-am, dar trebuia să vin. Am avut și eu aici o treabă, dar pot plăti în natură. Taxi, zice, n-am eu nevoie de natura netale. Eu trebuie bani să fac. Asta mi-e meseria. Ce nu știu, atunci faci cum vrei tu. Eu nu pot plăti decât în natură. Asta zice, stai așa. Să uite, mergea unul cherchelit pe drum. Zice, băi, cu 28 de lei. Rie femei. Zice, da, e bun și numai număr dacă am. Număr avea 28 de lei. Zice, dă-o în coaș. Zice, nață, dă lei, ieță. E acela, sigur, o conduce în mod normal, cult, într-un lesopol, ca boierii. Când mai să le fie bine, un polițist aprinde lanterna, zic, și faci aici? Ăsta a înțepenit. Zic, băi, asta e femeia mea. Polițistul zic, a, scuză, zic, n-am știut, zic, nu, nici eu n-am știut până a aprinde tu lanterna. Alți doi bărbați se întâlnesc. Deci, băi, am o idee. Viața asta e plicticoasă. Am o idee. Hai să facem sex în grup. Și că am auzit așa ceva. Prin Olanda. Dar cum e asta? Uite, am făcut și o listă. Așa am eu o idee. Uite, eu, tu și femeia ta. Și a spus, a, nu, ai, nu, așa nu. Și că nu vrei, pe tine te tăiem. Merge pe malul mării un polițist și se uită la 80 de metri de mal, trecut dincolo de geamandură, unde este interzis scăldatul, deci scăldatul e până acolo, unde sunt puse geamandurile alea. Ăsta a trecut cu mult dincolo. Polițist, zic, stop, te-am prins, acolo n-ai voie să te scalzi, amendă! Așa zic, eu nu mă scald, eu mă nec că ai noroc. În 85, când a fost lansat ucazul lupta cu beția, la noi în Moldova, de fapt, a fost lupta cu vie, au fost smulse din pământ sute de hectare de vie bună, cumpărată pe valută din Franța, Spania, Italia. Dar ca să se raporteze așa la calendarul partidului că suntem în pas cu timpul, a fost smulsă, defrișată. Dar ca întotdeauna, tot ce se produce în societate, în câteva zile lumea vine cu un val de anecdote și râde de ce a fost. Cred că asta ne și ține, de fapt, în verticală spirituală. La câteva zile după acel ucaz al lui Gorbaciov, a fost lansat un val de bancuri, unul din ele chiar și astăzi îl consider bun, și că la Moscova, după ucaz, din 10 magazine, unul vindea vodcă, 9 nu, n-aveau dreptul. Și dacă erau așa de rare, sigur, coadă mare lume multă. Vreo 200 de bărbați stau în rând la un magazin, toți nervoși, fumează, înjură, scuipă, îți dă o sticlă. Așa era, o sticlă de nas, gata. Poți să ai praznic, botez, cumătrie, o sticlă. E cum să nu se nervează lumea? Stai 4 ore în rând și bei 3 minute. Nu te iau drașii?
toți nervoși, unul mai nervos decât toți, ci eu nu mai stau în rând, nici rachiu nu-mi trebuie. Eu mă duc la Gorbaciov și când era de vă dau un bot, lumea a înțepenit, băi, ăsta nu se teme, niște KGB, băi, chiar așa să spui, în auzul la toată lumea. Se duce și la noi, stă ăștia, mai intră, cui vine rândul, alții prin coadă iar, vine peste o oră jumătate, bărbatul. Ce, băi, tu te-ai dus și de la botă? Băi, chiar e dat, că e pe dracu. Și acolo l-a dat în bot, rândul încă mai mare decât aici. Vreau să vă spun câteva poante, așa o salbă, așa un șirac. Eu întotdeauna mă uit în sală și dacă văd că sunt mai multe femei decât bărbați, știu că spectacolul o să aibă succes. Așa se întâmplă că totuși femeile sunt mai receptive la umor, mai agere. Poate de aceea că întotdeauna treză. Nu-mi e greu aici să mă pronunț. O să spun câteva poante despre și pentru femei, dar vă rog să mă uitați, sigur că o să râdă mai mult bărbații. Dar pe urmă, ca să facem dreptate, o să spun și despre ei. Vreau să mă râdă și femeile, da? Facem echitate socială, așa. Să întâlnesc două prietene. Aoleu, măricica, luci, mă, 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 ei, ce-am auzit de tine, băi, fată, te-ai măritat. Da, am vrut chiar să te invit la nuntă, ți-ai schimbat apartamentul, ai alt număr de telefon, nu ți-am dat de urme. Ia spune-mi, hai să intrăm în băruță. Au intrat în bar acolo, au servit un cinzeac, o cafeluță, o țigărușă. De în vorbă, în vorbă, intră și în lucruri mai intime. Ce auzi? Ai, că nu știm de mici, spune drept. Când ești măritată, e mai gine? Și ea spune, nu, e mai gine, dar e mai des. Alte două prietene se înțeleg așa, zice, când ne mărităm, aducem un alt în dar la nuntă, o cămașă de noapte. E o semnificație, nu? Ori de câte ori este culci seara cu soțul tău, hai să amintești că, uite, ai un cadou de la sora ta de cruce, cămașă de noapte, da, da, se mărită prima, îi aduce aceea cadoul, desface o cămașă de noapte, frumoasă în foc, cu danteluță, cu fundiță, cu gherghef, cu drașă. Trec niște luni de zile, se mărită cealaltă, vine prietena ei măritată deja, vine cu soțul la nuntă, îi dă cadou, acela desface o năframă, o casâncă. Și băi, soră, dar cum ne-am înțeles noi? Ne facem același cadou, cam așa de rău. Taci! Tu nu ești măritată, nu știi. Eu sunt măritată, eu știu mai bine. Ți-am adus tocmai ce trebuie. Dar cum, dar băi, eu îți spun așa. Taci că nu știi. Ce folos de cămașa aceea de noapte dacă până în zău și-o de învărătășit pe gât? Altele două se întâlnesc, au, te-ai mărit, da, și eu, felicitări, da. Mai stau și ele așa la un cinzeac, din vorbă în vorbă, și auzi, eu zic, n-am ce ascunde. Eu spun, eu la meu i-am spus, de la primul randevu i-am spus, până la nuntă, na. Nici să nu te gândești, nu. Și am fost al dracului, m-am ținut de cuvânt, până la nuntă nu i-am dat. Dar tu, dar știi că eu, la tău, nu știu, dar cum îl cheamă? Vine bărbat acasă, acum ușor așa treptat pe nesimțite trecem în tabăra cealaltă și își găsește nevasta în brațele nașului. I s-a întunecat lumea. Până să-și vină în fire nașul lui. Că nu-i mare treabă, pantaloni și ușa cea din spate. Rămâne el cu soață sa, față în față. Cum fac? Cu nașul, fac. Care ne-a ținut tirostiri. Care nu ne-a împreunat în fața lui Dumnezeu. Tu cu nașul să te încurci. Bă, cât scot ochii că la dragi. Stai, mă, era, stai așa. Ia uite în frigider acolo. Ai ceva, haleală, cheleală. Și nu.
Ce ai în pod, niște struguri, niște nuci? Nu. Ai în bie și o putină cu brânză, un butoi cu vină? Nu. Și apoi până nașul trebuie să-l prânesc, măcar cu ceva. Și sigur, sfatul meu pentru bărbați. Aveți grijă să fie și în frigider, tineri și... Și în pot măcar ceva, ceva. Și în beși. Măcar. Că nu de altă, dar vine nanul și băia. Eu nu înțeleg femeile astea. Nu le înțeleg și gata. Poate mi-au păcat pe suflet, dar o să vă spun adevărul. Iubesc. Iubesc două femei. Nici dacă nu-ți dragi, ce-ți fac? Una e blondă, una e brunetă. Și să mă rup. Să vedeți cum s-a întâmplat? Că lucrează amândouă împreună. Sunt angajate la una și aceeași fabrică în schimburi diferite. Da? Și când una muncește, ceilalte vine la mine. În primul rând, e comod. Ești sigur că niciodată nu o să dea busna una peste cealaltă. Da? În al doilea rând, triunghiul nostru confirmă încă o dată ce spune Constituția. Avem dreptul la muncă și odihnă. Și când una muncește, cealaltă se odihnește. Activ. Așa că-i pace și înțelegere. Eu știu, știu, o să mă întrebați acuși, da, sâmbăta și duminica nu se întâmplă să se... Zic, nu, nu, pentru că sâmbăta și duminica lucrez eu. Noi, artiștii, muncim sâmbăta și duminica. Așa că prietenile mele au, într-adevăr, două zile libere și pleacă amândouă la țară și tot împreună, cât și dintr-un sat. Așa că-i pace și înțelegere. Una nu înțeleg. Ei, cum a creat natura femeile astea? Uite, născute într-un sat, au învățat împreună, au crescut împreună, muncesc împreună, dar cerul și pământul. Una vine la mine, face mâncare, ospătăm, spală vesela, face curat și apoi facem și dragoste. Cealaltă vine și nu face nimic, domnule. Nimic afară de dragoste. Și iar dragoste, eu pot să mă duc la magazin, iar rămân în casă și face dragoste. Pe urmă, iar dragoste și apoi se apucă și face prăpăt de mâncarea gătită de ceilalte. Tu nu faci râs din curățenie la așa și iară dragoste. Mă întrebați cum de-o sufăr? Deci ce pot să fac? Așa-s bărbații, vor să aibă și așa și așa, știi? Pentru contrast. Și paradoxul e tot aici, pe loc. Vine șleampăta și dacă găsește ordine ideală la mine, prinde răcni. Iar e curat aici. Răciți că ai adus vămuierii. Zic, nu, e adevărat, iubito. Eu am făcut curat. Eu am dreticat singur. Ei, nu singur. M-au ajutat doi pionieri timuroviști. Deci spui minjun. Dar și el, din contra, vine săraca, găsește râs, prăpăd și hârșâm și nu spune un cuvânt. Cred că eu am făcut nevoia și apucă și faci curățenii. Și iar îi pași și înțelegeri. O habă. Dar de la un timp au simțit ele ceva. Au adulmecat. Și au început a-și transmite semne reciproce una altea. Una se face într-o seară că uită mănușile la mine și a doua zice alaltă, de unde s-au luat mănușile astea aici? Au fost vreo muiere. Ce proastă ai mea! Și încă și uitucă. Zic, și cu tine, zic, sunt mănușile lui soară mea. Le-au uitat încă astă vară. Dar și soarta, și vara poartă mănuș. Și că ăștia sunt din ireasă, nu vezi? Și cum din ireasă? Dar de ce sunt negri? Și că păi s-au măritat cu un țigan. Nu vreți și ei. Și a doua zi am adus-o pe soarmea de la țară, ca martor, și am mănânit și un țigan. Și era soar. Altă dată, și altă,
găsește o agrafă între pierne. Și unde s-a luat agrafa asta aici, pe piernă? Zic, pune că s-o găsești, nici un? Și da, cui? Zic, da, la cui? Și eu nu port de astea, uite de care port eu și-mi arată. Zic, ai purtat de astea până acum. Am poate să port de celelalte. Cdușid. Și le-am smuls și am cumpărat de celelalte. Că eu, dacă vorba de o femeie iubită, eu nu număr bani, eu... El știu. Și mi-am pus celelalte agrafe în cap și iar pași și înțelegere. Dar într-o țară, blonda, când se iasă, bine observat, așa pe furiș, și-a smult un șir de păr și l-a pus de plantare, lângă ușor. A doua zi și alaltă, de un salat aici, părul ăsta, zic, e de tău, dar deși e alb. Zic, pui de la altă ori până consurit. A doua zi și alaltă, dar deși e negru, zic, dar pui alb, a fost ieri și vrei. Ba, deși e alb, ba, deși e negru, deși e negru, deși e alb. Și m-am enervat. M-am enervat. Și l-am tuns. Amândouă. Până la chele. Și iară îi pașe și înțelegi. Yes. Oh, bună seara, pui și una e aici. A, ce vei? Zic și ce nu știi că îmi place să îndrug versus. Zic. Opa. Și celălalt e în sală. Ha, ha. Stimați prieteni, ieri la repetiție m-a întrebat Nicolae Siulac, Gheorghe, tu ai să vorbești sau ai să cânti? Zic, în partea întâi o să vorbesc și în a doua o să cânt. Siulac zice, dar ce mai trebuie să cânt? Și tu nu vezi și de-a cântăreț? Pe urmă m-a privit cu jele și a spus, dar cântă, Gheorghe, cântă, lasă să vadă norodul, la ce am ajuns. Ai bine... Vreau să vă cer și concursul dumneavoastră și sigur și al băieților din orchestră. Eu am un serial interminabil cu strigături pe care sper cândva să-l editez sau să-l filmez integral și se numească Pridnestrovskie Ceastușchi. Asta vom încerca acum să improvizăm cu orchestra. Dar, Ioane, pe cuvânt, sunt cam mulți vioriști, ia mai fă niște reduceri în state. Lasă doi la o vioară, știi? Ca la ceastuște, așa, da? Iar Ioan, care este cunoscut și în calitatea sa de bun muzicant, posedă și acordeonul și pianul, știți, și uneori chinuie și vioara chiar, ei, la vioară el cântă cam așa cum cânt eu din gură, știți? Pe aici, colega. O să-i încredințez astăzi un solo la un instrument pe care chiar dacă o să-l țină prima oară în mâini, să vedeți că se descurcă, e muzicant totuși. Ioane, când o să ajung la despre cazași, tu ai să faci așa galopul calului, știi? Dar fără repetiții, de mers, nu? Iar cu cealaltă mână, că slavă domnului dirijor, iau câte două mâini, ai să zici solo la murișca asta. Dar să vezi că așa nu merge, numai înapoi, jidovește, uite așa. Acum să vedem, are dirijorul una așa și una așa. Ai coordonare, nu? Dacă e dirijorul, mami. Stai, o clipă, o clipă. Stai, Ioane, stai. Și solicit și ajutorul dumneavoastră. Deci urmează un catren de ceastiușcă, după care, vă rog, bărbații să șuie de pe returnelă, dar femeile să chiuie. E bine așa? Nu mai punem femeile la chiuit. Repetiții, bărbații, fluieră! Femeile, chiuie! Și cu stânga, și cu stânga, Ioane! Și dirijează, și dirijează! Vestea nouă duduia, malul stâng se zguduia, s-a zvonit din om în om, tangu la metalolom! Lumea zău se bucă,
bucura că a scăpat de obelea. Nu mai altă Andreeva, după tanca așa bocea. Oi, vă babă, babă-nchi, broștie te hahă-nchi, tancu jalco, ai umați, mochișobă păstriat. Dau cazașii de pe don, pus la piste moșion, moșion din colțul căsii, îi trimit în donul măsăi. Chiar de știți proverbul ăsta, eu vi-l spun taman la țang, rusul de-o ieșit din măsa, nu mai poate fără tang. Nebun, care dacă n-are tang, vrei să aibă măcar tun. Peste mare, peste Nistru, zici un pseudo-ministru, dacă nu vii drag Smirnov, venim cu Kalashnikov. Fără palmi și zdulaci, cine a văzut cazași fără tank și iop faimaci? Slavă marilor semeni, celor patru moldoveni, Ribbentrop și Molotov, Mărăcuțu și Smirnov. Coșmarul, oi și sat pe parcă, el mănâncă și se îmbracă din cumanitarcă. Tu ia mama lor și mamă, au mari șude pe vamă, cum se poate într-o bandă, fără contrabandă? Le-a zis ieri, uite popa, nu e popa, că vitam cu la penderi, n-a văiat de Europa. Fraților de peste Nistru, știm și noi și știți și voi, s-au unit două Germanii, o să ne unim și noi. Thank you.
iau, iau ciubuc, șpagă cât de mare, cât le dai, iar iar iau, 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 îmi dai ciubuc, doar la privatizare, trum! Lasă să râdă țara asta. Râdeți, oameni buni. Că atât ne-a mai rămas.
Să vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă nu sunteți atent și nu vă repede,